hai să vorbim despre lucruri tari de tot. Călin este numele franțuzesc al lui Călin. Călin, ești pregătit cu știrile cu divorțuri? Aveam acest subiect pentru astăzi la emisiunea Esențial. N-au mai încăput, din nefericire. Ne-am ocupat cu alte lucruri, cu actualitate. Mie mi se pare subiectul foarte tare. Deci, o duduie care se numește Cristina Estrada, care a fost model Pirelli. Că pibunii sunt mai multe. Model Pirelli, adică știți, e calendarul ăla Pirelli, unde tot felul de bunăciuni de pe planetă se pozează mai dezabiate. Bun. E și cazul lui duduie asta, Cristina Estrada, care vrea să divorțeze, a vrut divorț, de un domn, un miliardar saudit. Un miliardar saudit și cere de la dânsul 250 de milioane de lire sterline. Hai să o vedem pe dânsa, mai întâi și mai întâi. Dar dânsa are 59 de ani? Au, da? Dânsa are 59 de ani? Aha. Deci asta este dânsa, da? Fostă mare modelină, căsătorită cu miliardarul saudit. Hai să vedem. Hai că o să ajungem, o să vezi, facem și până în România așa, trecem așa un pic și până în România după ce citim știrea asta, care are relevanță. Hai să vărâm, să-l vedem și pe domnul miliardar saudit. Dar dânsa are 59? Chiar, pe bune? Nu-i rău pentru 59, dar nu cred că are 59, cred că au greșit ăștia de la Daily Mail. Hai să dăm. Uite, vezi, deci dânsa e cu dânsul, dânsul este miliardar, îl cheamă Jufali. Cum îl cheamă, mă? Walid Jufali. Ok. Și dânsa cere 250 de milioane de lire sterline. Ideea este că dânsa asta, când s-a dus la statul de drept, căruia i-a cerut să-i hotărască acest partaj, așa, dânsa a argumentat. Deci că a întrebat-o statul de drept. Bre, duduia modelină Cristina Estrada, la ce trebuie, bre? 250 de milioane de lire sterline. Hai, dă poza pe ecran. Și dânsa a zis, onorată instanță, stați să vă explic. Zice în felul următor. Dânsa are nevoie pe an de 1 milion de lire sterline pentru haine. Deci dânsa știe, băi, pe an cât cheltuiesc eu? Care-s necesități? Dom'le, 1 milion de lire sterline pe haine. 500 de mii de lire sterline pentru mașini. Ok? Deci bugetul de mașini e jumate față de haine. Și 26 de mii de lire sterline nota la telefonul mobil. Ce, mă? Bă, ăștia-s nebun de la Daily Mail, dar ce telefon mobil are? Dar la ce companie are asta? Dar cu cine vorbește? Cu marțienii? Cu cine vorbește asta? 26 de mii? Dar n-are exact, își lua un prepaid în România de ăsta, a? De ăsta, de vorba aia, trebuie să dăm legi Big Brother, că ne atacă prepaid-ul. Da. Bun, hai să vedem mai defalcate, că sunt mai defalcate. Zice în felul următor. Hai că ne spune exact că pe genți. Deci dânsa a defalcat cheltuielile, bă, până la bucată, cum ar veni. Că îți dai seama, onorată instanță a zis, bine, bre, 1 milion de lire. Dar de ce ai nevoie de 1 milion de lire? Onorată instanță, vă explic. Pan. Deci, bugetul de haine include 40.000 de lire pentru noi haine de blană. Deci 40.000 de lire pan, haine de blană. 83.000 de lire pentru 15 rochii de cocktail. Adică nu sunt alea de seară pretențioase, sunt mai de zi. 15. 80 și cât? 83.000 de lire. Mie îmi place cum îi dă astea, știi, cu 83. Adică n-a zis 90.000, n-a zis 80.000. Prietene, 83.000. Adică pare că a calculat la fix, știi? Bun. Mai departe. Ce înseamnă ball gown? Ce e ball gown? Cred că este ținută de seară. Ball, cred că e de bal? Furculision gen? Nu știu. În sfârșit, 80.000 de lire for a ball gown. G-O-W-N. Nu știu ce înseamnă. Acum, 109.000 de lire pentru 7 rochii haute couture. Și acum, 58.000 de lire sterline pentru 2 genți de lux. 58.000 de lire este 2 genți de lux. Cât înseamnă? Împarte și tu repede. 29.000 de lire sterline ar fi de geantă. Știi cam cât e? Cam cât a zis DNA-ul că a dat Udrea
pe o geantă pe care a luat-o Topolicianul. Că a zis că a dat, da, mi-aduc aminte perfect. Deci era rechizitoriu, fiți atenți aici, la Gala Bute. Și procurorii au zis că, mă rog, conform e-mailurilor și mesajelor interceptate între Topolicianul și Udrea, Topolicianul i-ar fi luat cu bani cash, că n-apare pe extrase de cont și de card, bani cash, o geantă Elenei Udrea care costă între 50.000 și 100.000 de dolari, adică între simplu și dublu. Și întrebarea, ții minte că mi-am pus întrebarea asta și atunci, adică acum un an și jumătate, când a ieșit toată treaba asta, adică procurorii au așa. Cum adică între 50.000 și 100.000? Adică e totuși diferența de la simplu la dublu. Și ei au căutat, că ei au identificat în mail-urile alea un model de geantă despre care ei vor. Și s-au uitat pe ăla, pe cum se numește? Pe eBay. S-au uitat pe eBay, îți dai seama, procurorii s-au uitat pe net și acolo au găsit geanta respectivă, modelul respectiv, între 50.000 și 100.000. Dar nu există dovada fizică, știi? Au văzut doar așa, noi putem vorbi pe e-mail-uri și putem să divagăm oricând. N-au proba, știi? Dar au cuprins totuși treaba. Deci de asta există. Gens, dacă mă întrebați, dar există geantă de 22.000 de lire, adică de 40.000, 45.000 de... Da, există. Există, chiar și procurorii români au căutat pe eBay astfel de genți, ca să știți. Adică DNA-ul, nu procurorii români, așa, orice procuror, DNA-ul. Bun, revin la duduia asta. Deci are 58.000 pentru două genți de lux, 58.000 de lire, 23.000 de lire pentru șase genți casual, adică mai așa, mai de purtat. Deci alea de lux costă 40.000 de euro, 50.000 de euro. Alea mai pe ieftineală, așa, mai mergi picolo prin mall picolo, sunt 23.000 împărțit la 6, cât ne dă? 4.000. Hai, zicem așa, 4.000, că 23... Bă, da, vezi cum nebunește asta? 23.000 de lire! Bă, dar nu 20, nu 25, nu 30, 23.000 de lire, știi? Pentru 6 genți, deci alea 4.000 de lire, alea sunt mai de ieftine, alea nu-s de lux. Alea sunt așa, să mergem. În maximum minut trebuie să ieșim... Dacă în maximum minut trebuie să ieșim, credeți-mă, după pauză, dezvoltăm treaba și vă arăt că ăsta, băiatul ăsta, sauditul, miliardarul, e băiat față de Soros, care Soros, mega miliardar și ăla, nu e saudit, el e ungur. Băi, nene, dacă nu s-a zgârciumit ăla, l-a dat fosta lui prietenă în judecată să-i lase și un apartament. Bă, la nimic, bă, nimic, auzi. Bă, nici garsonieră în Giulești nu vrea să-i dea. Deci ăsta, vezi, miliardarul saudit. Ia, dragă, de aici, fără nu, ia genți, ia haine de blană, ia... Bă, ăla, nici casă, bă, nu ia vrut să-i lase fosta lui prietenă. O să vă facem comparații între bogații ăștia, vezi, cum e miliardarul saudit pe partea aialaltă, Soros. Altfel, el salvează, noroc că a salvat Roșia Montană, că altfel era problemă mare. Trebuie să luăm pauză acum, revenim cu detalii fabuloase și, atenție, conexiuni nebănuite pe care îi vedeți și dumneavoastră că le făcui cu gențile rude. Și asta continuăm cu aceste conexiuni senzaționale după publicitate, când o să aflați că există și geantă de picior. Neam, dă neamul vostru, n-a văzut așa ceva. După pauză. Și respinde despre cele înainte de pauză, despre unul dintre cele mai tari divorțuri de pe planetă, cu miză de 235 de milioane de lire. Și tocmai vă prezentam că Duduia Estrada, fost mare fotomodel de ăsta, de calendare șmecherite, despărțindu-se de miliardarul saudit cu care era și anume măritată, vă prezentam că femeia a defalcat așa la statul de drept, de ce cere ea atâția bani? Și foarte pe scurt vă spun, dânsa cheltuiește 2,1 milioane de lire pe an pentru călătorii, for travel scrie, for travel, cum era aia? Boleroul lui Travel, nu era așa? Era... No. Și 1 milion de lire pe haine, că aici am detaliat. Că totuși noi românii la haine ne pricepem, că atâta ne-am uitat la Udrea încât e greu să nu te pricepi la haine, nu? Din astea de fițe. De fițe? Cum se spune corect? Fițe sau piții? Nu știu cum se spune corect. Bun, așa, uite, dânsa, de exemplu, zice că ar avea nevoie, atenție, zice că ar avea nevoie de 335.000 de lire pe an ca să plătească pentru stafful ei, pune poza pe ecran, ca să plătească pentru stafful dânsei, adică care să includă un chelner, deci orice casă care se respectă, nu, are un chelner, îi spui ce vrei.
Așa, are un majordom, housekeeper în sensul de majordom, șofer, îmi place că nu-i zice driver, este șofer, îmi place maxim, deci șofer, two cleaners, adică două dudui care să facă și anume curat, de-aia zic housekeeper, probabil că înseamnă majordom gen, și un director de birou. Are și birou duduia asta? Adică la câți bani are și birou? Da. Deci 335.000 pe an. Și acum zice, ea dorește, asta pe mine mă uimește, 26.000 de lire pe an ca să acopere cheltuielile cu telefonul mobil. Bă, dar ce telefon mobil are asta și cu cine vorbește, mă? Probabil pentru tot stafful ăsta, dar chiar și așa, 26.000 de lire pe an? Prietene, dar unde, la ce companie are doamna asta abonament? Hă? Își ia telefon cu abonament sau nu? Că nu știu ce să zic. Era, hă? Dar nu intră și dânsa pe Google? Costă mult să intri pe Google pe telefon? Eu dau, cred că mă costă vreo 30 de euro pe lună. Aici am greșit în tot timpul ăsta? Hă? Vezi? De-aia nu merge netul. Deci eu n-am de luat, am de dat corect. Așa este adevărat. Bun. E, deci, iată totuși și miliardarul înțeleg că până la urmă e de acord să-i dea suma asta lui doamna soție de care divorțează. Pe de altă parte, să facem comparație între miliardari. Mie asta mi se pare tare. N-avea cum să n-auziți de George Soros. George Soros, care este, fără doar și poate, un om bine intenționat, se gândește la binele public, la binele planetei, salvează, ne salvează pe noi și, în general, planeta de tot felul de lucruri rele. Este implicat în România la multe, multe, în multe, pe multe paliere. Toate, sigur, minunate, pentru că dânsul mai are probleme cu prietenele, dar se gândește la binele nostru. Bun, dar să facem, deci, comparație între miliardarul saudi și miliardul George Soros. Deci a avut și George Soros mai multe prietene. Una dintre ele m-a dat în judecată. Dânsa este actriță, duduia aceasta, Adriana Ferrei, este actriță, joacă în telenovele braziliene. Mie nu-mi place absolut deloc. Dar uitați-vă în asta. Adică ce v-am arătat eu în poza precedentă și ce v-a arătat acum? Hă? Adică avem și un close-up, un prim plan, un whatever. Asta e poză din Manhattan. Deci mie nu-mi place deloc de dude asta, dar mă rog, acum e clar, nu o să mă cer cu George Soros pe femeie. Deci asta este limpede. Uite, așa e dânsa. Adică, mă rog, asta e bun, prietena lui, hei. Și dânsa l-a dat în judecată pe miliardar. Și a început să plângă în fața instanței că acolo, în America, unde l-a dat în judecată pe domnul miliardar, e o audiere preliminară, adică justiția din America zice, băi, nu pierdem timpul cu toate tâmpenile, nu toate tâmpenile ajung la proces, că noi economisim banul contribuabilului. Și la audierea preliminară a început să plângă și a zis, nu, eu merit acest proces și eu vreau să se ajungă la proces pentru că eu merit să am și eu o viață de la băiatul ăsta, domnul ăsta cu care am fost eu. Și ce cere dânsa până la urmă, ca să înțelegeți și noastră? Deci, dânsa cere să-i lase și ei apartamentul pe care i l-a promis. Domnul Soros i-a promis, conform duduii din Brazilia, un apartament de 1,9 milioane dolari. Adică nu li este sterline, prietene, dolari, e mai mic decât euro, înțelegi? Față de 265 de milioane de lire cât cerea duduia de vă citi până acum, față de 1,9 și aia sub formă de apartamentul de Manhattan pe care i l-a promis, pe cuvânt dacă nu, pe mine chiar mă înduioșează. Uite, este 1.9 million condominium. Condominium. Da. Ok. Și atenție, asta mi s-a părut superb ce a spus ea onorată instanță. Atenție, că este dumnezeesc. Zice în felul următor. Stați, că trebuie să găsesc asta. Imediat. Așa. Deci dânsa a zis în proces, la onorata instanță, cum ar veni, că nu numai că nu i-a dat apartamentul pe care i l-a promis, adică de 1,9 milioane de dolari din Manhattan, dar, atenție, he intentionally inflicted emotional damage. Doamne, adică, intenționat i-a provocat daune emoționale. Cum? Dându-i o palmă în timp ce se certau, Dumnezeule mare, și punând gărzile de securitate să o hărțuiască și dându-i apartamentul pe promis ei altei prietene a lui Soros cu care Soros s-a și căsătorit. Ziceți dumneavoastră că nu e tare ce vă citesc.
Deci nu numai că nu și-a ținut promisiunea de miliardar, adică, păi, mi-ai promis și mie apartamentul. Păi, i-a dat și o palmă, a pus-o și, a pus și gărzile de corp să o hărțuiască și apartamentul promisiei i l-a dat lui alta. I-a provocat nu numai daună materiale, dar și daună emoțională. Ce-i ăsta, mă? Ăsta e condominiumul conform lui Daily Mail? Pe căsuțile alea e condominiumul ăsta? Și ăsta e ăla de 1,9 milioane de coconeți? Da, cu o peșiniță. Bine, peșinuța pare meschină și căsuța, iertați-mă, adică a văzut casa lui Videanu. Sigur, casa lui Videanu e la Znagov, ăsta e în Manhattan, e adevărat, dar totuși, chiar și așa. Plus că, bă, parcul ăsta în Manhattan, adică o fi fost și eu pe acolo, dar o fi ratat eu domeniile astea? Hă? Băi, sigur, deci, sau noi cine știe ce dăm? În sfârșit. Bă, Daily Mail așa zice. Whatever. Bun. Și acum zice, nu, înapoi. Așa. Deci, fiți atenți finalul. Ăia din sală, avocați și cine n-a pus, au început să facă și ei miștouri, știi? Normal, adică, hei, la un astfel de proces. Și zice, nu pare drăguț, nu pare ok, ziceau ăștia avocații care râdeau și ei pe-n sală. Zice, dar uite, chiar și un miliardar s-ar putea să nu fie în stare să cumpere 10 apartamente pentru toate prietenele lui, știi? Superb. Dar cât, ce vârstă are Soros? Ca să ne înțelegem un pic. Ce vârstă are Soros? Caută și tu vârsta lui Soros. Dânsa asta, doamna asta, dă vrea și apartamentul. Că i l-a promis, domnul Soros. Are 30 de ani. Deci, domnul Soros are, da, domnul Soros avea în, atunci când s-a întâmplat treaba, 83 de ani. Ai 83 de ani. Fata aia săraca, da, care te iubea. Nu? Sincer. Te iubea. Era din Brazilia, te iubește. Și pe ăsta, ăsta ce e? Păi ăsta e, mă, condominium ăla, ăsta e. Păi ăsta e, n-avea cum să fie pe domeniul ăla, că men, ce are în față? Niște scări. Da, are niște scări în față, ia uite, dacă ai probleme cu genunchiul, nici nu știi cum să le cobori pe alea. Da. Bun. Deci fata asta de 30 de ani, zici, domnul Soros, ați o lună de cu de treabă, dați-i, domne, fetei, apartamentul pe care l-ați promis. Bun. Acum, tot am vorbit despre genți, unele de lux, altele casual, adică alea de lux sunt 40.000, 50.000 de euro, 100.000 de euro. Astea mai casual, mai așa, 4.000, 5.000, 6.000, astea așa mai de consum. Domnule, vreau să vă arăt o chestie absolut senzațională. În România, voi știți că există geantă de picior? Nu, cu toată dragostea, vă întreb, știți asta sau nu? Bă, există geantă de picior. Știi cine are geantă de picior în România? Mihaela Rădulescu, trăiască familia ta. Cât de tare e asta? Deci uite-te un pic. Deci asta e geanta de picior. Acestea sunt picioarele Mihaela Rădulescu. La piciorul drept are o geantă. Înțeleg că este 1200 de euro, conform presei mondene. Asta, porfeul ăla prins de gleznă, este 1200 de euro. Dar vorba ta, cum umbli în geantă? Adică și operatorul de la camera mea a fost, băi, dar cum umbli bre în geanta aia? Deci cum faci? Zici, bă, mă retrag un pic să umblu în geantă, că nu poți să te crăcești practic, nu, că nu știu cum să spun altfel, nu? Pe la așa, până... Deci asta este geanta de gleznă. Ca să înțelegi noastră că nu, vedeți, nu sunteți adecvați. Nu știu, vă văd așa, ne... A? Nu sunteți la curent cu treaba. Bun, și să știi că totuși duduia aia care, din calendarul Pirelli, care a divorțat de miliardarul saudit, avea de toate să zic, adică gențile astea mai casual așa, sunt la un 5, 6 mii, 7 mii de euro, adică mai la ieftineală. Pentru că un rucsac de firmă, deci mai casual, e sport, nici măcar casual, un rucsac de firmă, bă, știi că este rucsac de firmă? Deci, rucsac de firmă e 3.500 de euro. Știți cine are rucsac de firmă de 3.500 de euro? În România? Bine, evident Mihaela Rădulescu, adică, dă, dacă are geantă de gleznă, normal că are și rucsac, îți dai seama, Chanel? Auzi, da, dacă e rucsac, cum se spune corect până la urmă, Chanel sau Channel? Că nu știu. Și, atenție, EBA. Uite fotografii relevante. Dânsa din dreapta este Mihaela cu rucsacul de 3.500 de euro. Nu cred că îl poartă în același timp cu geanta de gleznă. Nu știu, nu mă pricep, bănuiesc că nu, hă? Nu poți să pui. Deci, domnule, azi îmi iau la mine 3 genți.
Știi? Una la gleznă, una pe număr, una pe număr. Și Duduia Eba, dar la Duduia Eba nu prea se vede așa bine în poza asta. Nu mai avem și altă poză cu Duduia Eba? Nu, am văzut eu multe poze cu Duduia Eba, cu rucsac de ăla, cu... Ce e ăla sau ce e ăla de la Chanel, știi? Bă, ci că e 3500 de euro rucsac. Deci, asta e? Vezi, se întâmplă. Uite, rucsac. Da. Bun. 58.000 de lire. 23.000 de lire pentru 6 genți casual. Adică mai așa, mai depurtat. Deci alea de lux costă 40.000 de euro, 50.000 de euro. Alea mai pe ieftineal, așa, mai mergi picolo, picolo, prin mall, picolo. Sunt 23.000 împărțit la 6, cât ne dă? 4.000. Hai, zicem așa, 4.000. Că 20... Bă, da, vezi cum nebunește asta. 23.000 de lire. Bă, dar nu 20, nu 25, nu 30. 23.000 de lire, știi? Pentru 6 genți. Deci alea 4.000 de lire, alea sunt mai de ieftine, alea nu sunt de lux. Alea sunt așa, să mergem. În maximum minut trebuie să ieșim... Dacă în maximum minut trebuie să ieșim, credeți-mă, după pauză, dezvoltăm treaba și vă arăt că ăsta, băiatul ăsta, sauditul, miliardarul, e băiat față de Soros, care, Soros, mega miliardar și ăla, nu e saudit, el e ungur. Băi, nene, dacă nu s-a zgârciumit ăla, l-a dat fosta lui prietenă în judecată să-i lase și un apartament. Bă, la nimic, bă, nimic, auzi. Bă, nici garsonier în Giuleș nu vrea să-i dea. Deci ăsta, vezi, miliardarul saudit. Ia, dragă, de aici, fără, ia genți, ia haine de blană, ia... Bă, ăla nici casă, bă, nu ia vrut să-i delase lui fosta lui prietenă. O să vă facem comparație între bogații ăștia, vezi, cum e miliardarul saudit pe partea elaltă, Soros. Altfel, el salvează, noroc că a salvat Roșia Montană, că altfel era problemă mare. Trebuie să luăm pauză acum, revenim cu detalii fabuloase și, atenție, conexiuni nebănuite pe care îi vedeți și dumneavoastră că le făcui cu genții de rudă. Și asta continuăm cu aceste conexiuni senzaționale după publicitate, când o să aflați că există și geantă de picior. Neam, dă neamul vostru, n-a văzut așa ceva. După pauză. Și despre cele înainte de pauză, despre unul dintre cele mai tari divorțuri de pe planetă, cu miză de 235 de milioane de lire. Și tocmai vă prezentam că Duduia Estrada, fost mare fotomodel de ăsta de calendare șmecherite, despărțindu-se de miliardarul saudit cu care era și anume măritată, vă prezentam că femeia defalcată așa la statul de drept, de ce cere ea atâția bani? Și foarte pe scurt vă spun, dânsa cheltuiește 2,1 milioane de lire pe an pentru călătorii. For travel, scrie. For travel. Cum era aia? Boleroul lui Travel. Nu era așa? Era. Și 1 milion de lire pe haine, că aici am detaliat. Că totuși noi românii la haine ne pricepem, că atâta ne-am uitat la Udrea, încât e greu să nu te pricepi la haine, nu? Din astea, de fițe. De fițe? Cum se spune corect? Fițe sau piții? Nu știu cum se spune corect. Bun, așa, uite, dânsa, de exemplu, zice că ar avea nevoie, atenție, zice că ar avea nevoie de 335.000 de lire pe an ca să plătească pentru stafful ei. Pune poza pe ecran. Ca să plătească pentru stafful dânsei, adică care să includă un chelner, deci orice casă care se respectă, nu, are un chelner, îi spui ce vrei. Așa, are un majordom, housekeeper în sensul de majordom, șofer, îmi place că nu-i zice driver, este șofer, îmi place maxim, deci șofer. Two cleaners, adică două dudui care să facă și anume curat, de-aia zic housekeeper, probabil că înseamnă majordom, gen. Și un director de birou. Are și birou duduia asta? Adică la câți bani are și birou? Da. Deci 335.000 pe an. Și acum zice, ea dorește, asta pe mine mă uimește, 26.000 de lire pe an ca să acopere cheltuielile cu telefonul mobil. Bă, dar ce telefon mobil are asta și cu cine vorbește, mă? Probabil pentru tot stafful ăsta, dar chiar și așa, 26.000 de lire pe an? Prietene, dar unde, la ce companie are doamna asta abonament? Hă? Își ia telefon cu abonament sau nu? Că nu știu ce să zic. Hă? Dar nu intră și dânsa pe Google? Costă mult să intri pe Google pe telefon? Eu dau, cred că mă costă vreo 30 de euro pe lună. Aici am greșit în tot timpul ăsta? Hă? Vezi? De-aia nu merge netul. Deci, eu n-am de luat, am de dat corect, așa este adevărat. Bun. E,
Deci, iată totuși, și miliardarul înțeleg că până la urmă e de acord să-i dea suma asta lui doamna soție de care divorțează. Pe de altă parte, să facem comparație între miliardari. Mie asta mi se pare tare. N-avea cum să n-auziți de George Soros. George Soros, care este, fără doar și poate, un om bine intenționat, se gândește la binele public, la binele planetei, salvează, ne salvează pe noi și, în general, planeta de tot felul de lucruri rele. Este implicat în România la multe, multe, în multe, pe multe paliere, toate sigur minunate, pentru că dânsul mai are probleme cu prietenele, dar se gândește la binele nostru. Bun, dar să facem, deci, comparație între miliardarul saudit și miliardarul George Soros. Deci a avut și George Soros mai multe prietene. Una dintre ele m-a dat în judecată. Dânsa este actriță, duduia aceasta, Adriana Ferrei, este actriță, joacă în telenovele braziliene. Mie nu-mi place absolut deloc. Dar uitați-vă în asta. Adică ce v-am arătat eu în poza precedentă și ce v-a arătat acum? Adică avem și un close-up, un prim plan, un whatever. Asta e poză din Manhattan. Deci mie nu-mi place deloc de duduia asta, dar mă rog, acum e clar, nu o să mă cer cu George Soros pe femeie. Deci asta este limpede. Uite, așa e dânsa. Adică, mă rog, asta e bun, prietena lui, hei. Și dânsa l-a dat în judecată pe miliardar. Și a început să plângă în fața instanței că acolo, în America, unde l-a dat în judecată pe domnul miliardar, e o audiere preliminară, adică justiția din America zice, băi, nu pierdem timpul cu toate tâmpenile, nu toate tâmpenile ajung la proces, că noi economisim banul contribuabilului. Și la audierea preliminară a început să plângă și a zis, nu, nu, eu merit acest proces și eu vreau să se ajungă la proces pentru că eu merit să am și o viață de la băiatul ăsta, domnul ăsta cu care am fost eu. Și ce cere dânsa până la urmă, ca să înțelegeți și noastră? Să vedem mai defalcate, că sunt mai defalcate. Zice în felul următor. Hai că ne spune exact că pe genți. Deci dânsa a defalcat cheltuielile, bă, până la bucată, cum ar veni. Că îți dai seama, onorata instanță a zis, bine bre, $1,000,000, dar de ce ai nevoie de $1,000,000? Onorata instanță vă explic. Pan. Deci, bugetul de haine include 40.000 de lire pentru noi haine de blană. Deci 40.000 de lire pan, haine de blană. 83.000 de lire pentru 15 rochii de cocktail. Adică nu sunt alea de seară pretențioase, mai de zi. 15. 83.000 de lire. Mie îmi place cum îi dă astea, știi, cu 83. Adică n-a zis 90.000, n-a zis 80.000. Prietene, 83.000. Adică pare că a calculat la fix, știi? Bun. Mai departe. Ce înseamnă ball gown? Ce e ball gown? Cred că este ținută de seară. Ball, 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 B-A-L-L, cred că e de bal. Furculision gen. În sfârșit, 80.000 de lire for a ball gown. G-O-W, nu știu ce înseamnă. Acum, 109.000 de lire pentru 7 rochii haute couture. Și acum, 58.000 de lire sterline pentru 2 genți de lux. 58.000 de lire este 2 genți de lux. Cât înseamnă? Împarte și tu repede. 29.000 de lire sterline ar fi de geantă. Știi cam cât e? Cam cât a zis DNA-ul că a dat Udrea pe o geantă pe care a luat-o Topolicianu. Că a zis că a dat, da, mi-aduc aminte perfect. Deci era rechizitoriu, fiți atenți aici, la Gala Bute. Și procurorii au zis că, mă rog, conform e-mail-urilor și mesajelor interceptate între Topolicianu și Udrea, Topolicianu i-ar fi luat cu bani cash, că n-apare pe extrase de cont și de card, bani cash, o geantă Elenei Udrea care costă între 50.000 și $100.000, adică între simplu și dublu. Și întrebarea, țin minte că mi-am pus întrebarea asta și atunci, adică acum un an și jumătate când a ieșit toată treaba asta, adică procurorii au așa. Cum adică între 50.000 și 100.000? Adică e totuși diferența de la simplu la dublu. Și ei au căutat, că ei au identificat în mail-urile alea un model de geantă despre care ei vor. Și s-au uitat pe ăla, pe cum se numește? Pe eBay. S-au uitat pe eBay, îți dai seama, procurorii s-au uitat pe net și acolo au găsit geanta respectivă, modelul respectiv, între 50.000 și 100.000. Dar nu există dovada fizică, știi? Au văzut doar așa, noi putem vorbi pe e-mail-uri și putem să divagăm oricând. N-au proba, știi? Dar au cuprins totuși treaba. Deci de asta există.
genți, dacă vă întrebați, dar există geantă de 22.000 de lire, adică de 40.000, 45.000 de... Da, există. Există, chiar și procurorii români au căutat pe eBay astfel de genți, ca să știți. Adică DNA-ul, nu procurorii români, așa, orice procuror, DNA-ul. Bun, revin la duduia asta. Deci are 58.000 pentru două genți de lux. Hai să vorbim despre lucruri tari de tot. Călin, este numele franțuzesc al lui Călin. Călin, ești pregătit cu știrile cu divorțuri? Aveam acest subiect pentru astăzi la emisiunea Esențial. N-au mai încăput, din nefericire. Ne-am ocupat cu alte lucruri, cu actualitate. Mie mi se pare subiectul foarte tare. Deci, o duduie care se numește Cristina Estrada, care a fost model Pirelli. Că pe bunii sunt mai multe. Model Pirelli, adică știți, e calendarul ăla Pirelli, unde tot felul de bunăciuni de pe planetă se pozează mai dezabiate. Bun. E și cazul lui duduie asta, Cristina Estrada, care vrea să divorțeze, a vrut divorț, de un domn, un miliardar saudit. Un miliardar saudit și cere de la dânsul 250 de milioane de lire sterline. Hai să o vedem pe dânsa, mai întâi și mai întâi. Dar dânsa are 59 de ani? Au, da? Dânsa are 59 de ani? Aha. Deci asta este dânsa, da? Fost mare modelină, căsătorită cu miliardarul saudit. Hai să vedem. Hai că o să ajungem, o să vezi, facem și până în România așa, trecem așa un pic și până în România după ce citim știrea asta, care are relevanță. Hai să vârâm, să-l vedem și pe domnul miliardar saudit. Dar dânsa are 59? Chiar pe bune? Nu-i rău pentru 59, dar nu cred că are 59, cred că au greșit ăștia de la Daily Mail. Hai să dăm. Uite, vezi, deci dânsa e cu dânsul, dânsul este miliardar, îl cheamă Jufali. Cum îl cheamă, mă? Walid Jufali. Ok. Și dânsa cere 250 de milioane de lire sterline. Ideea este că dânsa s-a, când s-a dus la statul de drept, căruia i-a cerut să-i hotărască acest partaj, așa, dânsa a argumentat. Deci că a întrebat-o statul de drept. Bre, duduia modelină Cristina Estrada, la ce trebuie, bre? 250 de milioane de lire sterline. Hai, dă poza pe ecran. Și dânsa a zis, onorată instanță, stați să vă explic. Zice în felul următor. Dânsa are nevoie pe an de 1 milion de lire sterline pentru haine. Deci dânsa știe, băi, pe an cât cheltuiesc eu? Care-s necesități? Dom'le, 1 milion de lire sterline pe haine. 500.000 de lire sterline pentru mașini. Ok? Deci bugetul de mașini e jumate față de haine. Și 26.000 de lire sterline nota la telefonul mobil. Ce, mă? Bă, ăștia-s nebun de la Daily Mail, dar ce telefon mobil are? Dar la ce companie are asta? Dar cu cine vorbește? Cu marțienii? Cu cine vorbește asta? 26.000? Dar n-are exact. Își lua un prepaid în România de ăsta, a? De asta, de vorba aia, trebuie să dăm legi Big Brother, că ne atacă pripeiul. Da. Bun. Deci, dânsa cere să-i lase și ei apartamentul pe care i l-a promis. Domnul Soros i-a promis, conform duduii din Brazilia, un apartament de 1,9 milioane dolari. Adică nu lire sterline, prietene, dolari e mai mic decât euro, înțelegi? Față de 265 de milioane de lire cât cerea duduia de vă citi până acum, față de 1,9 și aia sub formă de apartamentul de Manhattan pe care i l-a promis, pe cuvânt dacă nu, pe mine chiar mă înduioșează. Uite, este 1.9 million condominium. Condominium. Da. Ok. Și atenție, asta mi s-a părut superb ce a spus ea onorată instanță. Atenție, că este dumnezeesc. Zice în felul următor. Trebuie să găsesc asta imediat. Așa. Deci dânsa a zis în proces, la onorata instanță, cum ar veni, că nu numai că nu i-a dat apartamentul pe care i l-a promis, adică de 1,9 milioane de dolari din Manhattan, dar, atenție, he intentionally inflicted emotional damage. Doamne, adică
intenționat i-a provocat daune emoționale. Cum? Dându-i o palmă în timp ce se certau, Dumnezeule mare, și punând gărzile de securitate să o hărțuiască și dându-i apartamentul pe promisiei altei prietene a lui Soros cu care Soros s-a și căsătorit. Ziceți dumneavoastră că nu e tare ce vă citesc. Deci nu numai că nu și-a ținut promisiunea de miliardar, adică, păi, mi-ai promis și mie apartamentul. Păi, i-a dat și o palmă, a pus și gărzile de corp să o hărțuiască și apartamentul promisiei i l-a dat lui alta. I-a provocat nu numai daună materiale, dar și daună emoțională. Ce-i ăsta, mă? Ăsta e condominiumul conform lui Daily Mail? Pe căsuțile alea e condominiumul ăsta? Și ăsta e ăla de 1,9 milioane de coconeți? Da, cu o peșiniță. Bine, peșinuța pare meschină și căsuța, iertați-mă, adică a văzut casa lui Videanu. Sigur, casa lui Videanu e la Znagov, ăsta e în Manhattan, e adevărat, dar totuși, chiar și așa. Plus că, bă, parcul ăsta în Manhattan, adică o fi fost și eu pe acolo, dar o fi ratat eu domeniile astea? Hă? Băi, sigur, deci sau noi cine știe ce dăm? În sfârșit. Bă, Daily Mail așa zice. Whatever. Bun. Și acum zice, nu, înapoi, așa. Deci, fiți atenți finalul. Ăia din sală, avocați și cine neapă în sală, au început să facă și ei miștouri, știi? Normal, adică, hei, la un astfel de proces. Și zice, nu pare drăguț, nu pare ok, ziceau ăștia avocații care dădeau și ei pe în sală. Zice, dar uite, chiar și un miliardar s-ar putea să nu fie în stare să cumpere 10 apartamente pentru toate prietenele lui, știi? Superb. Dar ce vârstă are Soros, ca să le înțelegem?